Rășina epoxidică este cunoscută pentru proprietățile sale de rezistență la apă, durabilitate și transparență, făcând-o potrivită pentru diverse aplicații, inclusiv pentru creații artistice. Mai multe detalii despre această substanță, proprietățile ei și ce se poate face din ea, discutăm cu Ilinca Franz. Bun venit acasă! Ziua, îți mulțumesc pentru început că ai venit cu o parte din creațiile tale, astfel încât să-mi alinie curiozitatea și mie, dar și telespectatorilor. Și hai să te întreb, ce este această rășină epoxidică? Rășina epoxidică, desigur, cum ați menționat, este un material destul de dur, rezistent în timp și, ca să explic așa, să fie clar pentru toată lumea, este ceva între plastic și între sticlă. Între plastic și sticlă. Da, evident că dacă o scăpăm jos, nu se strică ca sticla. Asta este cel mai mare plus. Dar vizual eu observ și am impresia că am o sticlă, da. O sticlă pe masă până apunem mâna pe ea. Da, corect. Vizual de unde este... e materia primă? Materia primă momentan o procur din Italia. Așa. Da, de la început am procurat din Rusia, însă acum deja am trecut... E clar și de ce, da, din cauza la noi, situației. Din păcate, nu se găsește calitatea de care am nevoie pentru aceste lucrări. Am înțeles. Ai zis mai devreme că e ceva între sticlă și plastic. Eu am să validez ceea ce ai zis tu prin faptul că este ușoară, dar observă și telespectatorii că este lucioasă precum e o sticlă. Ai impresia că asta este o sticlă, da. Și la... uite, la sunetul pe care îl face, parcă ar fi o sticlă, parcă ar fi un plastic. Extraordinar de frumos. Sub ce formă vine ea? Este compusă din două elemente, A și B, componente mai exact. Așa. Sub formă lichidă. Lichidă. Da, așa. Este lichidă. Și când se amestecă, deja peste, în dependență de producător, 12 ori 24, ea se întărește. Ai nevoie de un aparat special, de o masă specială de lucru? Da, sigur, este în primul rând o cameră aparte, ca un atelier. Așa. Nu poți să o faci oriunde, pentru că, în primul rând, în format lichid, ea este și toxică. Toxică. Da, devine non-toxică doar după ce se întărește. Și este nevoie de lucrat în mască, cu mânuși, masă specială, tot la acoperit cu peliculă. Eu realizez că este o migală aparte atunci când le faci. În primul rând, vreau să observ și de acasă că exact acest suport pe care îl țin eu în mână este extraordinar de frumos, dar observ că și ai culoare aici. Ce fel de culoare folosești? Acuarelă simplă? Vopsea specială? Nu, nu este ceva simplu, adică pentru rășine se folosesc anumiți pigmenți, culori, forme. Tot acest lichid se toarnă în forme din silicon. Deci tu cumperi separat aceste forme, da? Da, sunt forme gata făcute, care le cumpăr, dar majoritatea le creez eu, chiar în cazul acestui suport pentru pahar. Am înțeles. Este o formă individuală. Și tu, bun, inspirația de unde îți vine? Zici că, uite, vreau să fac un suport în care să-mi pun fructele. Așa, cam așa ar veni, da? Da. Dacă am forma... Eu să înțeleg că toată casa ta este decorată cu lucrările tale? Mai degrabă sunt cibotarul fără cibote. Așa, am înțeles. Uite, dar... eu cred că e cazul să-ți faci un cadou ție când va fi ziua ta din naștere, măcar să ai un element. Am câteva elemente, dar majoritatea care le fac sunt în stoc și mă gândesc, gata, asta las pentru mine, a doua zi se vinde. Dar cum ai ajuns să lucrezi cu acest material, rășină? Cei de acasă observă că... se pot face și jucării pentru de a agăța pe brad. Da, acum, înainte de sărbătorile de iarnă, mai mult am făcut jucării de brad. Toată această activitate a început cu 3 ani în urmă. Iată, în octombrie am făcut 3 Așa, ani. Așa, mulți înainte. Mulțumesc. 3 ani creativ, zic eu. Da. Am văzut aceasta pe internet. La noi încă nu era dezvoltată această Așa. Activitate. Eu mereu de mic eram cu lucrările handmade, trebuia mereu să confecționez ceva, am făcut foarte multe și m-am ocupat cu de toate. Flori de hârtie creponată, cu semințe mereu la toamna de aur și mereu am fost în domeniul ăsta de handmade. Frumos. Și am văzut aceasta și mi-a părut ceva interesant de să încerc. Foarte. Și care a fost prima lucrare sau ce ai făcut pentru prima dată? Prima dată am făcut așa ca o comandă, au fost 4 suporturi de astea pentru pahare și un platou.
pentru o prietenă mea comandat. Așa. Uite, îmi dau seama că e prima ta lucrare și n-ai cum să o uiți. Eu aș vrea să le spun celor de acasă că aici pe masă avem o diversitate și tu ai zis mai devreme de platou pentru suporturi. Uite, eu țin în mână un breloc și eu l-am pe A, mai este un D, M, adică absolut toate inițialele numelui poți să le faci. Ba mai mult, văd că putem să integrăm această reșină expandată, da? Și într-un pix, pentru a fi mai originale noi, doamnele, atunci când mergem la o întâlnire și scoatem acest pix din geantă, care este cel mai greu lucru pe care, sau cel mai greu obiect care necesită migală, care e nevoie de răbdare, de o atenție mai deosebită? În general, întreaga această activitate e foarte migăloasă, dar nu o să mă credeți probabil, dar cel mai migălos e să faci lucrurile mărunte. Așa. Sunt gen mai multe ăsta, etape. Da? Uite, la asta te-ai uitat, corect? Da, chiar. Hai și aceasta. Hai să adică celor de acasă. Această rășină se toarnă în mai multe etape în formă, nu pot să o fac dintr-o dată. Necesită și mai mult timp ca să se usuce, dar dacă vorbim despre lucrările mai mari, de asemenea fac și ceasuri de perete. Ele, desigur, că necesită chiar până la 2 săptămâni ca perioadă. Tu faci ceasul sau tu introduci și acel mecanism? Și mecanismul, și acele, și cifrele, și designul, tot de la zero. Eu îmi dau seama că e nevoie de implicare. Hai să te întreb și prețul, pentru că ai zis mai devreme că tu iai comenzi, adică oamenii te găsesc pe rețele. Da, pe Instagram și pe Facebook. Așa. Deci pe Instagram și pe Facebook e Ilinca Franț, da? Pagina mea se numește Decolix cu Y. Așa. Da. Te găsesc acolo, dar oricum ai și o pagină și asta este foarte interesant. Apropo, ce este asta? Semn de carte. Foarte frumos, nu m-aș fi gândit niciodată. Ia uitați-vă, celor care le place să citească și să-și petreacă serile, un semn de carte extraordinar de frumos. Și așa aduce un pic a Harvard, da? Da, un pic din cei de acolo. Bun, hai să te mai întreb, pentru că eu sunt curioasă de părinții tăi ce au zis. Pentru că ai zis mai devreme de această substanță toxică. Știi cum? Da. Nu ți-au zis, dragă mami, dar poate nu te ocupi cu asta. Sau te-au încurajat? Părinții mei mereu m-au încurajat în orice activitate de care am vrut să mă ocup. Și evident că își fac griji, dar atâta timp cât lucrul este cu mască, cu mănuși, totul este protejat, de ce nu? Și mai mult câștigi o bucățică de pâine, da? Câștigi un bani din asta. Tu, asta fiind un hobby de-al tău, corect? Da, este un hobby. Deci un hobby care, iată, poate să te și hrănească la un moment dat. Da, pentru mine de cheltuieli îmi fac. Așa, văd și cei de acasă o parte din micul proces, ce se întâmplă acum pe micile ecrane și îmi dau seama că e așa, la repede făcut, însă acolo pe loc e un pic mai da, complicat. Asta e ce faci tu, corect? Da, corect. Este extraordinar de frumos, te felicit încă o dată. Și știi ce eram eu curioasă? Cam cât timp îți ia? Pentru că ai zis mai devreme că trebuie să se usuce, adică în momentul în care se plasează comanda, cam în cât timp o primesc? De obicei, pentru comenzile individuale, iau un termen de 2 săptămâni. Așa. Pentru că rășina, da, de exemplu, se pune un strat, câteva zile se usucă, pe urmă altul, șlefuim, de exemplu, dacă sunt suporturile pentru pahare, pe urmă se mai adaugă un strat și ajungi până la 2 săptămâni. Așa, deci ok, 2 săptămâni, pentru că totul este un lucru manual. Da. Foarte frumos, colorat. Apropo, știi ce, am văzut pixuri, eu am auzit de bijuterii. Tu te-ai apucat să faci bijuterii din rășină sau acolo e nevoie de mai migălos, exact cum ai zis tu mai devreme? Da, la bijuterii m-am gândit, dar nu chiar m-a atras acest idee, nu știu, mai mult sunt pe aceste lucruri. De exemplu, pe ceasurile de perete, îmi place foarte mult, este mai un lucru mai masiv și mai mult creativitate acolo pentru mine. Ok, pare. Atunci te întreb, când este momentul tău de inspirație? Seara, dimineața, atunci când ești obosită? Atunci când visezi noapte și te trezești dimineața și zici, uite, în visul meu a apărut un ceas sau a apărut un bibeloc care stătea pe masă, mă duc să-l fac. Nu am un timp special în care mi-apare inspirația. De obicei pot să mă trezesc dimineața, mă apuc de lucru și la 12 de noapte, dacă vreau ceva să fac, tot mă apuc, nu mă culc. Și trebuie de menționat că nu este toxic, așa? Adică devine un material non-toxic, da, după ce da, este prelucrat, da, să înțeleagă oamenii că e ceva toxic. Putem pune pe mâncare, de exemplu, în această
da. Spană frumoasă. Putem pune ciocolate, biscuiți, fructe, nu este toxic absolut deloc. Mai vorbeam înainte despre calitatea rășinii, da, care nu o găsesc în Republica Moldova, de ce o comand din Europa pentru o calitate mai bună. Așa, foarte bine că ai menționat acest lucru. Ilinca, eu îți mulțumesc din suflet pentru că mi-ai deschis orizontul la ceea ce înseamnă bijuterii și accesorii din alt material decât cel, sau cele clasice de care suntem obișnuite. Îți mulțumesc și te mai așteptăm acasă. Poate mai faci ceva așa mai inovativ și vii aici să ne le arăți. Mulțumesc mult!